Salutare, dragilor, Astăzi vreau să vă fac un mic și un scurt review, dar nu, nu am să fac review pentru că la, la cartea pe care am să vi-o prezint, sau ideea pe care am preluat-o eu din această carte, am să fac un review complet în emisiunea Citim și învățăm împreună. Dar în acest video vreau să vorbesc despre Mindset-ul de 10X, așa cum Gran Cardone o prezintă în cartea sa. Primul și în primul rând, lucru care l-am remarcat. Citim cartea. Este, cei care nu-l cunoașteți pe Gran Cardone este recunoscut în întreaga lume ca fiind expert în vânzări, dar între timp a devenit expert și în social media și în marketing. Pentru că a dezvoltat în ultimii ani de zile destul de multe acțiuni și proiecte care l-au propulsat în, în cariera sa și în industria imobiliară. Acolo unde este el foarte, foarte bun, în vânzări și în marketing, în frunte, în top 5 la nivel mondial, așa cum spune el, și îl cred pe cuvânt pentru că și eu îl urmăresc de, de ceva vreme. Dacă l-ai urmărit, probabil o să spui că este foarte agresiv sau este foarte arogant. Lucru pe care se vede cu ochiul liber din emisiunile pe care le face și din interviurile pe care le dă, sau mă rog, din uh, uh, videolele pe care le face, că este puțin arogant și agresiv. Dar acest lucru. Este diferit, sau cel puțin l-am perceput eu diferit în momentul în care am citit această carte. Pentru că citind cartea, cartea a fost scrisă în urmă cu 10 ani de zile, în 2010. Asta înseamnă cumva imediat după criza din 2008. Și povestește: Care sunt acțiunile pe care le-a luat pentru a putea ieși din perioada respectivă când absolut piața imobiliară era la pământ? Iar el a investit în acea perioadă și s-a -a dezvoltat mai mult decât în orice altă perioadă, dar cumva, deși promova și vorbea despre să dai de 10 ori mai mult în viața ta până la momentul respectiv, atunci a fost și momentul în care, practic, chiar după ce a terminat de scris cartea și povestește, chiar el povestește acest lucru, de abia atunci a conștientizat și a realizat că el chiar trăiește 10X și de acolo a devenit și o mișcare și a creat această mișcare de 10X, 10X inclusiv în 2017 a pornit show-ul sau gala 10 pe care o face, sau pe care, pe care o făcea dar și o face și a făcut-o până în anul acesta, în 2020, în fiecare an, în luna februarie, unde adună și este considerată unul dintre cele mai mari, cel mai mare eveniment de business și antreprenoriat din, din lume. Cu ce, cu ce, am plecat eu de aici? Citind cartea, chiar asta era o remarcă sau mă rog, era o observație pe care am făcut-o. Faptul că este diferit, cel puțin citindul, este diferit de modul în care el se prezintă în social media sau în online, pentru că mindset-ul de 10x este a unui copil sau a unui tânăr care l-a dus până la vârsta de 61 de ani, pe care, vârsta pe care o are acum, Cumva, în perioada evident, și s-a transformat de-a lungul, de lungul vieții, acest lucru l-a avut de, de copil. Și mai înțeleg de tenis la ce, la ce face referire. Adică, și chiar o spunem, câteva, câteva exemple. Dacă eu știu. Colegii lui, în, într-un fel sau altul, într-un domeniu sau într-altul, făceau o acțiune, el făcea două acțiuni sau de trei acțiuni în plus sau patru acțiuni în plus și ulterior a transformat de-a lungul carierei sale, inclusiv în business, dacă, eu știu, concurența sau, mă rog, ceea ce știa el despre industria respectivă făceau două, trei acțiuni pe săptămână din acel lucru, el a ajuns până la punctul la care a făcut de trei sau de patru, adică de 30 sau de 40 de ori mai mult din acea acțiune. Care este ideea? Și uite, aici am să vă dau o, am să vă dau o poveste și m-am regăsit și mă regăsesc foarte tare în, în mindset-ul lui. Nu știu neapărat dacă în atitudinea lui. Dar din punct de vedere a mindset care este, îl văd și consider că are un mindset extrem de puternic, modul în care o prezintă este alegerea sa și până la urmă așa și adună și și-a creat audiență, pentru că aroganță din punct de vedere, în care o persoană este arogantă, în egală măsură și are foarte multă încredere în el și și-a transmis acest lucru de-a lungul, de lungul, de lungul, vieții și chiar are o regulă pe care o aplică și o practică zi de zi, practic în fiecare zi se setează și scrie obiectivele astfel încât să nu uite niciodată în, direcția, în ce direcție merge și care sunt tehnice și metode pe care le are de făcut pentru a putea ajunge acolo și de fiecare dată își adresează aceeași întrebare. Este de 10 ori mai mult, adică aplică regula de ori 10 de fiecare dată. Și vă spuneam mai devreme, chiar asta este un lucru care, în care mă regăsesc. mi am amintit că la începutul carierei de om de vânzări îmi doream foarte tare să să câștig teren într-un timp foarte, foarte scurt. Adică doream să obțin anumite beneficii pe care le-am văzut Până să intru în vânzări, le-am văzut în jurul meu. Chiar am avut ocazia să cunosc prietenul unui prieten de-al meu care lucra în vânzări și am văzut beneficiile de care, pe care le avea. Și stând într-o discuție, că eu, eu de-abia terminasem facultatea, l-am întrebat ce a făcut pentru a ajunge în poziția pe care o are, era director de vânzări și marketing într-o companie mare, într-o într companie multinațională și a spus, mi-a spus că are deja 5 sau 6 ani de zile de când face acest lucru și bineînțeles am învățat, compania a investit foarte mult în el și mă rog în echipă și așa a ajuns să, să fac acest lucru. Și mintea mea a spus, ok, oare aș putea să fac uh, într-un timp mai scurt acest lucru? Adică ce ar trebui să fac ca să pot ajunge acolo? Și bineînțeles am acceptat uh, prima poziție de de vânzări. Nu știam nimic despre vânzări, habar n-aveam dacă mă pricep sau nu mă pricep de vânz, uh, la vânzări. Dar singurul lucru pe care îl aveam în minte a fost, dacă, eu știu, voi primi o sarcină, oricare ar fi ea, am să fac mai mult decât uh, decât ceea ce mi se cere pentru că vreau să obțin rezultate mult mai repede. De fapt, asta a fost singurul moment cu care, cu care, am plecat la momentul respectiv, ulterior, de-a lungul timpului. Am observat că de la primul an în care am intrat în, în prima companie ca angajat până în anul 7, în care am și ieșit din, din, eu știu, de, în poziția de angajat, evident, într-o altă poziție și ulterior în antreprenoriat, am făcut același lucru. Care, este, care sunt acțiunile pe care le-am de făcut astfel încât să obțin rezultate mult mai repede. Nu am știut că este vorba de 10 ori, dar știu că era de cel puțin 2 sau 3 ori în mintea mea. Adică, să vă dau un exemplu, dacă colegii mei veneau de pe teren la ora 4, cu un număr de, eu știu, 20 de vizite făcute, că atât aveam planul de, pe care urma să pe care îl aveam de făcut fiecare dintre noi, eu ajungeam să vizitez 40, 45, chiar 50 de clienți într-o singură zi. Evident, nu terminam la ora 4, terminam undeva seara spre 8, 9 și chiar 10, și uh, pentru mine era o bucurie că pot să fac, făceam cu drag ceea ce făceam pentru că eu nu mă conectam doar la rezultate pe care le obțineam de, din partea clienților, eu mă conectam foarte tare și la a mă conecta cu clienții, îmi plăcea foarte mult să stau de vorbă cu ei, îmi plăcea foarte mult să uh, să cumva prin procesul de vânzare să-i determin să cumpere prose de la mine și asta era o bucurie pentru mine. Țineam rezultate și asta mă bucura cel mai tare și acest mindset m-a condus în toți anii de carieră din punct de vedere a vânzărilor și în prima parte ca angajat și ulterior în poziția de angajator întotdeauna în, locurile, în poziții de locuri, în locuri fruntașe. Acum uitându-mă înapoi și de fapt de aici este, acesta este lucru pe care vreau să-l să, -l, să -l remar de fapt și l-am remarcat și ulterior studiind mindset -ul oamenilor de succes în orice industrie, în orice domeniu, că este sport, eu știu, actorie politică, chiar am studiat să văd care sunt acele lucruri pe care le-au făcut oamenii de succes și am descoperit exact același lucru. Adică, dacă eu știu, un sportiv știa că are de antrenat 4-5 ore pe zi, un sportiv de performanță în cazul lui Djokovic se antrena 7-8 ore pe zi. Dacă în cazul lui Agassi, dacă eu știu pentru a face performanță și a fi numărul locul 1 ATP era necesar să facă două antrenamente pe zi, el făcea trei sau patru antrenamente pe zi. Chiar de curând am văzut un interviu cu o doamnă care a văzut, practic s-a îndrăgostit doar vizual de. Un de, de, de triatlon, a văzut nu știu, la televizor, a văzut în o, o activitate sportivă un triatlon, practic, și i s-a părut foarte interesant. Cum să poți să faci și alergare, și nod, și bicicletă, și să, să reușești să, să treci cu bine peste această provocare, în contextul în care ea nu știa să noate, a luat decizia, că aici este povestea, a luat decizia să înscrie la primul triatlon. Și de la, de la momentul în care a luat decizia să înscrie la primul triatlon unde evident a ieșit ultima pentru că nu avea experiență nu știa să nu a avut nevoie de ajutor. Uh, în următorii 7-8 ani de zile, cu mindsetul potrivit și cu pregătirea potrivită mental, atenție, a reușit în 7-8 ani de zile, 7 ani dacă nu mă înșel, să câștige Ironman, cea mai înaltă poziție, adică în cel mai dur concurs de Ironman, de Iron Man din, din, lume. Și asta spunea cumva că mindsetul potrivit și munca pe care a depus-o pentru a putea reuși să obțină acest rezultat a fost incredibil. Adică ne povestea în interviul respectiv câte, de, de câte antrenamente avea nevoie și și, și, dacă, de exemplu, avea de antrenat, eu știu, 4-5 ore, mai stătea încă 2-3 ore în, în antrenament, făceam încă 2-3 ore, eu știu, ture cu bicicleta sau alergare sau not pentru a reuși, pentru că mai ul era clar că vrea să obțină acea poziție și a plecat din momentul, sau acest obiectiv a plecat din momentul în care ea habar n-avea să, să, noate, nu știa ce înseamnă sport, nu făcuse sport până la vremea respectivă și de acolo, practic, totul s-a schimbat și mesajul pe care îl transmitea era că totul devine posibil, tot ce este imposibil poate deveni posibil dacă depui efortul și ai mindset-ul potrivit pentru a reuși. Întorcându-mă la 10X și aici este mesajul pe care chiar vreau să-l transmit prin acest video, este să, să te gândești care este aria sau care este locul în care vrei tu să performezi, care este locul în care tu vrei să ai succes, că este viața personală, profesională, eu știu, business, bani, absolut orice și care sunt acțiunile pe care le faci astăzi și mulțește-le cu 10. Da? pentru că în felul acesta spune și Gran Cardone, dacă, eu știu, pentru tine este suficient să faci, eu știu, o postare pe săptămână sau două postări pe săptămână și este maximul din care tu aștepți rezultate, înmulțește cu 10 în partele, evident, pe zile și faceți lucru. Și dacă nu funcționează, înmulțește cu 10. Adică permanent, permanent a transmis acest lucru, alege ca fiecare lucru sau fiecare acțiune pe care o întrebiți către obiectivul tău să fie mulți cu 10. Și chiar din inclusiv în proiectele sau programele pe care le am de, de consultanță cu antreprenori sau cu intraprenori care își doresc rezultate, își doresc, își pun un obiectiv să obțină acel rezultat, dar în momentul în care spun care este efortul pe care îl depui și cât de mult efort depui pentru a obține acel rezultat și cum îți construiești acest mindset de, de succes, de ce mai multe ori se blochează, se opresc pentru că Consideră suficient ceea ce deja fac și am spus va trebui să ieși din ceva uh, uzual sau din ceva care îl vezi normal și îl vezi în jurul tău pe care tu ți l-ai stabilit, înmulțește-l, multiplică-l cu 2, 3, 5 până la 10 dacă este cazul și depune acel efort pentru că în felul acesta vei putea să obții rezultate. Mă gândesc dacă și în cazul uh, lui Kiki sau Kiri, nu mai țin exact cum o cheamam, pe doamna care a obținut acest uh, titlu de campion mondial la, la triatlon, în cea mai dură competiție de Ironman din lume. Uh, cumva dacă uh, orele pe care le-a le alocat uh, eu știu, pentru acest tenis când a dat 10%, adică de 10 ori mai mult efort pentru a obține acest rezultat dacă nu ar fi fost acest 10 ori cam în cât timp ar fi putut obține acest rezultat sau dacă ar fi putut obține rezultatul de titlu mondial. Pentru că totuși am muncit 7 ani ca să obțin acest rezultat aplicat de la 0 la uh, campion mondial uh, cu mindset de 10x. Și uitați-vă că până la urmă aici apare, aici apare provocarea, sunt foarte puțini oameni care sunt dispuși de acest tenix. Nu există mindset-ul, după care apare panica, adică să stai să spui în minte, ok, dacă voi munci de 10 ori mai mult decât muncesc acum sau fac și întreprind acțiuni de 10 ori mai mult, obțin sau nu obțin rezultate. Nici nu contează, pentru că oamenii de succes nu stau să se gândească dacă obțin sau nu obțin rezultate. În mintea lor este clar că ei vor obține rezultate și asta este calea pe care o vor alege. Și este un sacrificiu. E posibil să sacrifici anumit timp, să sacrifici anumite, eu știu, alte plăceri. Din în viață pentru a obține acel ceva. Dar cu mindset-ul de 10x și cu, cu, cam, cu, gândul ăsta vreau să, las acest, să te lasă în, la finalul acestui video, vezi care și scrieți pe hârtie care sunt obiectivele pe care le ai, pune în partea din dreapta care sunt acțiunile pe care le-ai pentru obiectivele tale și vezi dacă sunt suficiente și vezi unde le-ai le dus. Dacă nu, nu te-au condus până de când ai început sau de când ți-ai stabilit obiectivele, nu te-au condus către un rezultat sau nu ai atins un prim plan de, din acele obiective, înmulțește cu 10 și făți din nou planul de acțiune. pentru că o să vezi, rezultatele nu vor înceta să, să apară. Pentru că în momentul în care setezi mintea la ori 10, rezultatele, așa cum matematic le spuneam inclusiv oamenilor de vânzări, vei obține cel puțin jumătate din, din ceea ce tu ți-ai propus și oricum este de cinci ori mai mult decât faci deja și asta înseamnă succes și rezultat. și ulterior te poți cabra, calibra și cadra și poți cadra programul astfel încât să obții și rezultatul pe care ți-l dorești. Nu vei fi lipsi de provocări, nu vei lipsi, fi lipsi de panică, de frică, de eu știu, de oboseală, de stres. Cu siguranță nu nu o să-ți lipsească aceste lucruri, dar Sigurul lucru pe care pot să-ți-l spun și asta ți-l spun și din propria experiență din experiența pe care o am ca antrenor sau antrenez oameni de, care își doresc succesul în industria lor este să cumva să, să te forțezi, să, să, să faci push acesta în, în, în cariera ta în viața ta să sacrifici pentru că ai nevoie de sacrifici e nevoie de efort. Dar a va fi acel efort și bineînțeles dacă îți place și iubești ceea ce faci nu va fi neapărat un efort dar va fi un efort pentru că um, îți să acest succes și ești dispus să-l să sacrifici. Așadar, oameni buni, TNX, regula 10X, că a scris-o Gran Cardone, că v-am povestit câteva lucruri din experiența mea. Uitați-vă și am să vă mai povestesc și din mindsetul oamenilor și alți oameni din alte industrie, neapărat din business, care și-au și -au setat acest mindset de 10X și au reușit să obțină rezultatele pe care și le-au dorit uh, și doar în felul acesta. Deci nu să, lucrurile nu se întâmplă ușor, poate pentru noi se întâmplă ușor, dar știu că de mare parte cei care au obținut rezultate rezultate remarcabile, au depus acest efort și și-au setat și-au acest mindset de tenix. Stați alături de, stați alături de, de, noi, stați alături de, de, mine pe acest canal. Lăsați un coment, dați un share dacă v-a plăcut, dați un share pentru cei care, către acele persoane care credeți că ar putea să ajute acest, acest video, acest material. Lăsați un coment în, în sub acest video și spuneți dacă lucrezi sau nu lucrezi 10 ori. Dacă da, cum faci, dacă nu, ce ai putea să faci, adresează-ne întrebări, lasă-ne întrebările tale, iar noi o să-ți răspundem și o să-ți dau o să dăm insider-uri sau să-ți dăm câteva sfaturi și opinii de cum mai putea să faci lucruri, lucrurile diferit. Și dacă în răspunsul din comentarii nu este suficient, îți lăsăm și linkul de, de a te înscrie la o sesiune gratuită de coaching, unde în 30 de minute poți să-mi adresezi una, două, trei întrebări legate de provocarea pe care o ai, îți dau răspunsul de care ai nevoie și bineînțeles urmează ca tu să treci la acțiune sau bineînțeles să nu, de ce nu să intrăm într-un program de coaching de 6 sau 10 sesiuni, și antrenăm mindset-ul de 10X. Mulțumesc frumos pentru audiență și ne vedem într-un alt material video.